Cum sunteți astăzi? Bun. Dragii mei, vă întreb asta pentru că avem tot dreptul să ne simțim bine astăzi. Avem multe motive să ne simțim bine astăzi. Cu toate că uneori uităm. De cele bune, pentru că prea ne obișnuim cu cele bune, și în loc să lăsăm ca cele bune să ne aducă bucurie, ne găsim noi ceva, un motiv de îngrijorare care să ne ia buna dispoziție și să nu ne lase să umblăm cu fruntea sus pe aici, pe pământ, printre oameni. Ei bine, astăzi vreau să vă aduc aminte, așa cum fratele Liviu o făcea deja, Vă rog să nu uitați ce zice Scriptura. Despre Domnul Isus Hristos spune așa, a venit la Isai și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, cine știe restul? Uite ce bine știți. Dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. l-ați primit pe Domnul în viața voastră. Copiii lui Dumnezeu, lăsați-mă să vă zic de 1 iunie la mulți ani. Dragii mei, cred că astăzi ar fi bine să ne oprim un pic și să reflectăm la importanța acestui statut, acestei identități. De copil al Lui Dumnezeu. Vreau să vă citesc câteva versete din Scriptură, din Roman de la capitolul 8, începând cu versetul 14, spune așa, Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul Lui Dumnezeu, sunt fii ai Lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un Duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un Duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai Lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că Suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu Slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Deocamdată, copiii lui Dumnezeu, acești fii ai lui Dumnezeu, umblă prin lumea aceasta și unii știu că ei sunt copii ai lui Dumnezeu, alții nu știu. Unii cunosc, alții nu-i cunosc. Unii recunosc, alții nu îi recunosc. Dar va veni o zi pe care firea o așteaptă când se va face descoperirea Fiilor lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu însuși se va lăuda cu cei ce sunt ai lui. Nu vedeți că. Dacă un copil are un tată, un părinte cu o identitate anume în societate, copilul acela știe să se laude cu tatăl său. Dar dacă copilul acela ajunge peste ani să devină ceea ce tatăl se așteaptă, știți că și tații se laudă cu copiii. E bine, dragii mei, cred că e vremea să ne lăudăm cu Tatăl nostru. Fiindcă va veni vremea când Dumnezeu se va lăuda cu ai săi copii. Însă, dragii mei, astăzi aș vrea să încercăm să înțelegem câte ceva despre descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Ce să înțelegem despre asta? Întâi îngăduiți-mi să vă aduc aminte că a fi copil al lui Dumnezeu e un mare privilegiu. Mulțumesc pentru aminul acela, soră. Da, e un mare privilegiu. Trebuie să fim foarte bucuroși că suntem copii ai lui Dumnezeu, dar în ce constă acest privilegiu de a fi copil al lui Dumnezeu? În primul rând, dragii mei, aș vrea să îmi îngăduiți să vă aduc aminte, că spre o deosebire de alți oameni din lumea aceasta, fiii lui Dumnezeu, copiii lui, au o inteligență spirituală pe care nu o au alții. Vedeți, se vorbește despre inteligență emoțională, adică oameni care știu să-și țină în echilibru bine sentimentele, emoțiile. Se vorbește despre inteligența mentală, oameni care știu să folosească rațiunea foarte bine. Dar există o inteligență spirituală pe care, vai, nu au toți oamenii. Dar sunt bucuros să vă spun astăzi că ai Domnului copii au această inteligență spirituală. Ce înseamnă aceasta? Uitați-vă cum am citit. Că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Ce înseamnă inteligența aceasta spirituală? Copiii lui Dumnezeu sunt oameni care percep lucrurile spirituale. Nu vedeți că oamenii obișnuiți din lumea aceasta nu pun mult pe lucrurile sufletului, pe lucrurile spirituale, nu dau mult pe asta. Pentru ei totul este să mănânce bine, să bea bine, să se simtă bine, pentru că investesc în trup și cred că trupul este totul, dar vai, trupul acesta, mai devreme sau mai târziu, se va duce acolo de unde a fost luat. Că și țărână ești și în țărână te vei întoarce. A investi doar în lucrurile care trec și trupul trece? Fiecare dintre noi recunoaștem asta. Odată cu trecerea timpului trece trupul nostru. Trecem noi. Mă miram mai alaltă că am simțit pentru prima dată mirosul florilor de tei în anul acesta. Prima dată am avut timp să-l... Am zis, e un miros care îmi pare cunoscut ce -o fi. Când m-am uitat mai bine, un tei înflorit. Și am zis, Doamne, ce repede s-a dus vremea. De-abia am apucat să mă bucur de primăvară, că a venit primăvara și deja florile de tei își împrăștie mirosul. Iată, suntem în iunie, la capătul acestei luni am ajuns la jumătatea anului și așa ne ducem de repede și trupul acesta se duce odată cu vremea. Atât de repede ne ducem și ne consumăm. Nu credeți că e păcat să străiești viața aceasta fără să ai percepția lucrurilor spirituale? Ori ca să ai percepția lucrurilor spirituale, trebuie să fii un copil al lui Dumnezeu. Sunt oameni și sunt de compătimit care nu au această percepție. Oameni care trăiesc foarte liniștit, chiar dacă nu știu ce este dincolo. Stau și mă mir în fața ateilor, care practic contestă existența lucrurilor spirituale. Ce viață poate să fie asta? O viață fără nădejde. O viață care te ia din maternitate și te duce unde, ateule? La mormânt, într-o groapă rece, atâta tot. Însă când vorbim despre inteligență spirituală, vreau să știți că ai Domnului copii au perspective eterne. Altfel se trăiește viața. Când zici, Chiar dacă trupul acesta trece, chiar dacă slăbim, chiar dacă șchiopătăm, chiar dacă ne mai doare aici sau acolo, vine ziua când se deschide poarta veșniciei pentru noi. Dragii mei, a fi copil al lui Dumnezeu e un mare privilegiu pentru că te poți bucura de această percepție a lucrurilor spirituale. De-abia când devii copila lui Dumnezeu, practic, atunci se întâmplă marea lucrare pe care o face Dumnezeu în viața noastră. Asta este marea lucrare pe care o face Dumnezeu. Aceea că El ne dă această percepție a lucrurilor spirituale și dintr-o dată omul care a fost nepăsător față de lucrurile spirituale, dintr-o dată începe să se gândească la Dumnezeu, dintr-o dată începe să se gândească la veșnicie. De unde vine această inteligență spirituală? Vine tocmai din Duhul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl pune în noi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Iată, când zicem Duhul lui Dumnezeu, înțelegem un lucru spiritual, adică o ființă spirituală, mai precis, o ființă spirituală. Și de-abia atunci când Duhul lui Dumnezeu intră în contact cu omul, de-abia atunci se dezvoltă percepția aceasta a lucrurilor spirituale, de-abia atunci începe să se dezvolte inteligența aceasta spirituală. Și ce lucru frumos este să știi că Duhul lui Dumnezeu vine să locuiască în om. Mare lucru! Mare lucru! Pune-te, rog, pe ecran, 1 Ioan 2, cu 27. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Cât despre voi ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. Observați ce face Dumnezeu. Pune în noi o ungerea Lui care rămâne în noi și dintr-o dată omul începe să se dezvolte atunci când devine copil al lui Dumnezeu, nu doar pe dimensiunea fizică a existenței, ci începe să se dezvolte și pe dimensiunea spirituală a existenței. Și asta contează nespus de mult. E un privilegiu, zic încă o dată, să fii copil al lui Dumnezeu. Pentru că te poți bucura de, această, de acest mare har, al inteligenței spirituale. Dar nu numai atât. Cei ce sunt fii, copii ai lui Dumnezeu, ei înțeleg ca o relație specială cu Tatăl. Când zic o relație specială, uitați-vă, spune versetul 15 pe care l-am citit din Romani 8: Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Acum, traducerile sunt traduceri. Dacă vă uitați în alte traduceri, acest Ava, Aba, este de fapt un diminutiv în felul lui pentru cuvântul tată. Cornilescu l-a tradus, ne face să strigăm, Ava, adică tată. Practic, ar fi tăticule. Câți dintre dumneavoastră spuneți tatălui tată? Unii spuneți tată. Câți dintre dumneavoastră spuneți tatălui dumneavoastră, îi spuneți tăticul. Alții spuneți ticu. Alții, nu știu, fiecare în felul lui. Pentru că în familie există forme din astea foarte familiale foarte familiare, în care ne obișnuim cu cel de lângă noi. Când ne permitem asta? Când există o relație bună, intimă, între noi și tata. Ei, uitați-vă care e privilegiul copiilor lui Dumnezeu. Este privilegiul de a avea o relație intimă, o relație foarte apropiată cu Tatăl din ceruri. Haideți să ne uităm și în Galaten, la capitolul 4, cu versetul 6. Uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă iarăși, Ava, adică Tată. Trebuie să fac o paranteză aici. Când spun că a avea o relație intimă cu Dumnezeu, o relație apropiată cu Dumnezeu, e un privilegiu. Trebuie să vă aduc aminte, copii ai lui Dumnezeu, vă aduc aminte că nu e normal să mai întreținem mentalitatea de rob. Știți cum e mentalitatea de rob? Este aceea, ca să intru în grațiile celui de sus, eu trebuie să-i demonstrez că fac asta, că fac asta, că fac asta, că fac cealaltă. Un fiu nu trebuie să-i demonstreze tatălui ceva ca să fie fiu. El este pur și simplu fiu. Nu trebuie să-i demonstreze ceva pentru asta. Sigur că un fiu, un fiu adevărat, va căuta să trăiască în așa fel încât să dovedească respect și dragoste pentru tatăl său. Dar iată, dragii mei, a fi copil al lui Dumnezeu e un privilegiu pentru că Primești de la Dumnezeu acea inteligență spirituală de care ai nevoie. Primești o relație specială cu Dumnezeu și cu familia lui Dumnezeu. Și apoi trebuie să vă aduc aminte cu bucurie. De aceea v-am întrebat cum sunteți astăzi. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu. Și împreună moștenitor cu Hristos, zice versetul 17. Înțelegem noi că pentru copiii lui Dumnezeu, ăștia care momentan nu văd, nu văd decât pământul acesta, dar pentru ei se deschide o perspectivă nouă a unei veșnicii binecuvântate, în care îl moștenim pe Dumnezeu și ascultați-mă, Dumnezeu chiar e bogat. Dumnezeu chiar are moșteniri. Și să intri în moștenirea lui Dumnezeu e un mare, mare privilegiu. De ce avem noi această moștenire? Datorită lui Cristos. Pune Efeseni capitolul 1 cu versetul 11 pe ecran. Să ne uităm la acest verset care cred că este edificator pentru noi. În el, adică în Hristos, am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea celui care face toate lucrurile după sfatul voiei sale. În el în Hristos avem drept de moștenire și odată ce cineva a fost adoptat, a devenit fiu al lui Dumnezeu, copil al lui Dumnezeu. Nu mai contează ce a fost înainte. Noi câteodată stăm cramponați în trecutul nostru și suferim din cauza trecutului nostru. Dar haideți să învățăm că viața de credință înseamnă să-ți trăiești prezentul, un prezent trăit la cote spirituale înalte și să ai în vedere viitorul, care înseamnă o moștenire bogată și nestricăcioasă. Însă vreau să vă mai spun ceva. Pentru că în această seară îmi doresc din toată inima, dacă tot se vorbește despre Ziua Copilului, Copiii lui Dumnezeu, vreau să înțelegeți că este un mare privilegiu să fim Copiii lui Dumnezeu. Mare, mare privilegiu. Și aceasta pentru că, așa cum v-am spus, Dumnezeu ne dă harul de a avea inteligență spirituală. Dumnezeu ne dă harul ca împreună cu El să avem drept de moștenire împreună cu el, să avem o relație specială împreună cu el, o relație specială cu el. Dar vreau să vă aduc aminte că fii sunt legați de tatăl lor și de familia lor pentru totdeauna. Pentru totdeauna sunt legați. Adică ce spun asta? Și când le merge bine și când le merge mai puțin bine, ei rămân legați, ei continuă să rămână copii. Fiul stă lipit de familie, nu că n-ar avea unde să plece, dar relația aceea specială cu familia îl ține acolo aproape. Și câteodată e greu în viață. Câteodată ne întâlnim cu necazuri, de un fel sau altul. Însă vreau să vă aduc aminte că orice copil știe, Că atunci când suferă, cine este cel mai aproape unui copil? Astăzi, nepoțelul nostru avea febră. Cine credeți că este stătea aproape cu febra lui? Mama era aproape. Și bunicul un pic. Un pic așa și bunicul. Ei, ăștia care sunt aproape, cei din familie îți rămân aproape. Și atunci, chiar dacă mai plângi, chiar dacă mai arzi, chiar dacă e mai greu, apartenența la familie te face să îndrăznești, te face să ceri ajutor, te face să ai încredere. Câteodată credem, și asta e mentalitatea aceea de rob, că ne calificăm și suntem plăcuți Domnului numai când împlinim nu știu ce lucruri grozave. vorbeam cu fratele Sorin Streanu puțin mai devreme și mi-a zis despre un context în care l-a văzut pe Dumnezeu la lucru și a zis, așa, o rugăciune scurtă. N-a fost timp de rugăciune lungă. Și Dumnezeu a lucrat în chip minunat. Câteodată credem că trebuie să-L impresionăm pe Dumnezeu neapărat prin prestația noastră religioasă, nu știu de care. Asta e mentalitatea de rob. Mentalitatea de fiu e alta mă duc la tata și chiar dacă lu tata îi spun așa cum știu eu, ia gândiți-vă la fiul risipitor, el venea cu mentalitate de rob din țara aceea îndepărtată, venea cu mentalitate de rob și a zis, tata am greșit, voi face așa și așa, primește-mă ca pe unul din argați, nu pot mai mult. Fiul avea mentalitate de rob, dar tatăl știți cum l-a privit, L-a privit ca pe un fiu. Tocmai de aceea e important să înțelegem fiecare dintre noi că și la greu, și la bine, copiii rămân lângă familie. Și dacă fratele Liviu spune aici cât de important este să prețuim biserica, este pentru că în biserică noi suntem mădulare unii altora. Adică ne aparținem unii altora, suntem în aceeași familie și capul nostru este Hristos. Și tocmai de aceea e important să înțelegem, nu avem unde să ne ducem. Unde să ne ducem? Au fost fii care s-au răzvrătit și au zis, oh, gata, nu mai vreau să aud de biserică, nu mai vreau să aud. Și ce au rezolvat? Unde s-au dus? S-au dus pe mâna celui ce nu le iubește sufletul, aceluia care îi urăște. Însă ferice de fii care și în greutăți rămân aproape. Ia uitați-vă, zice versetul 17. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai Lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Știți ce înseamnă? Că și în suferințele noastre, tot aproape de El trebuie să stăm. Pentru că Cel ce are soluții pentru noi, este Domnul. Cel ce ne-l ia în brațe și ne mângâie este Domnul. Poate vor zice unii, bine, Dumnezeu este suveran. De ce îngăduie El să suferim, să trecem prin greu, dacă e Dumnezeu care e tot puternic și este plin de dragoste? Știți de ce îngăduie? Pentru că e un tată și un tată bun. Știți dumneavoastră că un tată bun are un obiectiv clar cu ai săi copii. Vă întreb eu, e un tată bun la care nu face altceva decât se uită la copilul lui, așa cum am gândit noi că ar fi bine, și îl întreabă pe copilul lui, Na, fiule, zic, câți bani să scot astăzi din cont să-ți dau? Hai, câți îți trebuie astăzi? Atâți îți dau. Dar mâine, câți îți trebuie? Tu numai stai, copilul tatei, și dormi și stai liniștit. E tată bun ăsta. Nu! Nu e un tată bun. Un tată bun așteaptă ca fiul lui să devină ceva. Eu m-am mirat când am auzit despre mari magnați care și-au donat averea la nu știu ce fundații. Poate ați citit și dumneavoastră la cine fac referire. Și lui fiică sa nu i-a lăsat mai nimic. A dat totul la nu știu ce fundație. Și când a fost întrebat, bun, dar cum e de el lăsat așa puțin? Cum am făcut ea, o va face și ea. <gântu -i> adică ea trebuie să devină ceva. Ei bine, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu vrea ca noi să devenim. Și câteodată pentru aceasta Dumnezeu îngăduie circumstanțe mai grele pentru viața noastră. Câteodată, uite, uh, epistola către evrei, capitolul 12, versetele 7 și 8. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Și versetul următor. Dacă sunteți, dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Când un tată nu-și pedepsește copilul, nu-l ceartă, nu-l mustră, înseamnă că nu-i pasă de el îl lasă să fie ce vrea el. Dar un tată bun are grijă să-și disciplineze copiii ca să-i pună pe direcția cea bună. Copiii lui Dumnezeu adunați astăzi la poarta cerului. Vreau să știți că avem un mare privilegiu să fim copii ai lui Dumnezeu. Însă lucru pe care aș vrea să-l subliniez astăzi este că uneori copiii lui Dumnezeu Suferă de crize de identitate. Adică, nu-și cunosc identitatea. Și asta este o mare, mare problemă. Știi că dacă tu nu știi cine ești, diavolul se bucură grozav. Să vadă că tu nu știi cine ești. Dacă tu nu știi cine ești, să știi că diavolul știe. Și el va încerca să facă tot ce-i stă în putință ca să te facă să nu știi. Care e identitatea ta? Vă rog să luați în considerare un lucru care este foarte, foarte important. Capacitatea sau calitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o de a fi copii ai lui Dumnezeu e un lucru extraordinar. Pune-te, rog, pe ecran 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 11. Uitați-vă câte ceva despre ce face satan, ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință de planurile lui. Dar știți ceva? Diavolul este interesat, satana, să nu știm planurile lui. Și știți care e planul lui? În această seară vreau să-l deconspir, cât se poate declar. Vrea să te facă să te îndoiești de calitatea ta de fiu al lui Dumnezeu. Uh. De ce să te îndoiești de calitatea ta de fiu? Pentru că atunci când tu te îndoiești, n-ai încredere că ești cine a zis Dumnezeu că ești, tu nu vei mai face uz de autoritatea ta. Nu vei mai face uz de autoritatea ta. Și vreau să-ți spun astăzi, copila lui Dumnezeu, Dumnezeu ți-a dat autoritate și asupra deavolului și asupra lucrărilor deavolului. Și atunci când tu nu-ți înțelegi identitatea și deavolul te face să te îndoiești de ea, tu nu-ți mai folosești autoritatea. Și atunci te miri că umbli cu capul plecat și necăjit prin lumea aceasta, unde Dumnezeu te-a chemat să stăpânești peste situațiile din jurul tău. Adică, ce înseamnă să stăpânești? Să nu te lași doborât nici de întristare, nici de apăsare, nici de necaz, ci să te ridici deasupra tuturor și să zici, dar nici eu nu salor cui, lui sunt cunună. Casa mea și cerul lui, tot ce avem e una. L-am citat pe Ioanid. Dragii mei, aș vrea să luați în considerare un lucru care merită a fi luat în considerare. Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în apa Iordanului. Și acolo, în apa Iordanului, dintr-o dată, S-a deschis cerul când era în apa Iordanului, s-a deschis cerul și din ceruri s-a auzit un glas. Mă rog, a venit Duhul Sfânt în chip de porumbel și din ceruri s-a auzit un glas care zicea Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Domnul Isus a auzit cine este, știa cine este. A auzit mărturia aceea și de acolo zice a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Care a fost Primul cuvânt al diavolului cu care a venit la Domnul Isus. Ispita. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrelor acestora să se facă pâini. Cu ce a venit diavolul? Cu Ispita îndoielii. Ascultă-mă, copil al lui Dumnezeu. Diavolul se va apropia de tine și va încerca să te facă să te îndoiești de calitatea ta de copil al lui Dumnezeu. Dar eu îți aduc aminte ce a zis Mântuitorul în Sfântul Său cuvânt, ce a spus Dumnezeu în cuvântul Său, tuturor celor ce l-au primit, adică și mie, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. L-ai primit pe Hristos. Ai calitatea de fiu al lui Dumnezeu, de copil al lui Dumnezeu. În condițiile acestea, de ce să-l lași minți de diavolul? De ce să-l lași pe diavolul să semene îndoială în viața ta? Există această criză de identitate pe care o au mulți dintre cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu. Și e trist, pentru că trăiesc o viață, o viață de credință săracă, apăsătoare. În loc să umble ca niște biruitori prin lumea aceasta, ei umblă apăsați. Vă rog fierbinte, copii ai Lui Dumnezeu, nu uitați identitatea voastră. Să nu te îndoiești niciodată de identitatea ta în Hristos, pentru că atunci când te îndoiești de calitatea ta de copil al Lui Dumnezeu, standardul tău de viață va fi foarte jos. Însă, dragii mei, Vreau să știți că descoperirea fiilor lui Dumnezeu despre care vorbește aici trebuie să fie nu doar la sfârșitul istoriei, atunci va fi descoperirea glorioasă a fiilor lui Dumnezeu. Dar știți că Dumnezeu ne dă harul să putem să ne descoperim în fața lumii acesteia și El ne descoperă ca și copiii ai lui Dumnezeu. Adică sunt momente în viața noastră a fiecăruia dintre noi când trebuie să-i facem lui Dumnezeu bucuria de a mărturisi apartenența noastră la familia Lui, să trecem peste circumstanțe, peste necazuri și să zicem, nu mă voi lăsa doborât de ele. Nu mă voi lăsa apăsat de circumstanțe și de situațiile care apar în viața mea. Spun asta, dragii mei, deoarece Dumnezeu se așteaptă ca noi să trăim cum ne numim. Pune-te, rog, pe ecran, e o întrebare, o frământare a lui Dumnezeu în Ieremia 49 cu versetul 1. Uitați-vă ce frământare are Dumnezeu pe care și-o exprimă. Zice, asupra copilor lui Amnon, așa vorbește Domnul, n-are Israel fi și n-are moștenitori, atunci pentru ce stăpânește Malcolm Gadul și locuiește poporul lui în cetățile lui? Asta se întreabă Dumnezeu. Dar n-am eu copii pe pământul acesta? Sau, în mod concret, nu ești tu copilul meu? Și atunci, de ce te lași stăpânit de cutare patimă, de cutare lucru, de cutare duc străin? De ce te lași stăpânit de acestea? Dragii mei, a stat poporul lui Israel multe zile, vreo 40 de zile, în Valea Terebinților. Stătea poporul lui Israel acolo și aștepta să se arate unul care e copil al lui Dumnezeu. Se uitau și filistenii și strigau unul dintre ei, Goliat, Cine dintre voi Cine este între voi ca să vină? Se uitau filistenii și așteptau descoperirea unuia care e al lui Dumnezeu. Se uita Israelul și zicea, este vreunul care e al lui Dumnezeu? Și nimeni nimic. Până când, după vreo 40 de zile, vine cu cașul în mână David, trimis de tatăl său să-și cerceteze frații. Și el, acest David, chiar dacă era un adolescent numai, el era unul care trăia într-o relație de tată fiu cu Dumnezeu. Uitați-vă la psalmii lui și îl veți vedea. Și dintr-o dată, acolo, în valea terebinților, e unul care strigă: Cine este acest netăiat în prejur care bat jocorește pe poporul lui Dumnezeu și pe Dumnezeul lui Israel? Și toți s-au întrebat: Dar cine ești tu? Că-ți permit să pui astfel de întrebări. Au venit frații lui și au zis, cine te crezi tu? David nu era decât unul care nu mai suferea de criză de identitate. El a înțeles cine este el în relația sa cu Dumnezeu. Și a pășit înainte și a zis, împărate, eu sunt acela care îl voi înfrunta pe uriaș. Tu ești neîncercat, lasă-mă să-ți dau armura mea. A luat David Armura și a zis: Îmi pare rău, dar nu mi se potrivește, nu pot cu armura asta să lupt. Dar, ce ai tu nevoie ca să lupți? Împotriva unui om care este blindat din crește până în tălpi, Ce ai tu nevoie? Eu mă voi duce împotriva lui, în numele Domnului, Dumnezeului lui Israel. S-a dus la râu ar fi râs toată lumea și toată armata filistenilor, s-a dus la râu, a ales cinci pietre și și-a scos praștia. Și a pornit la luptă împotriva unui războinic viteaz și de temut. De ce? Pentru că și-a înțeles identitatea. Dintr-o dată acolo, în valea aceea, s-a descoperit un copil al lui Dumnezeu, care a pășit cu îndrăzneală Dragii mei, vreau să vă aduc aminte astăzi că tuturor celor ce l-au primit pe Dumnezeu, El le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Însă cu tristețe mă duc aminte că în cartea aceasta scrie în genealogia Domnului Iisus prezentată de Luca, se duce până la Adam. Și când ajunge la Adam, știți cum este prezentat Adam? Adam, fiul lui Dumnezeu. Se poate oare un fiu al lui Dumnezeu să-și piardă calitatea de fiu? În Geneza 1 cu 26, Dumnezeu l-a făcut pe om L a făcut pe Adam și Eva parte bărbătească și femeiască, i-a făcut. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după echipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, păsările cerului vite, peste tot pământul, peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Acesta a fost statutul lui Adam ca și copil, ca și fiu al lui Dumnezeu. Să stăpânească, nu să fie stăpânit. Să stăpânească. Și mi-l imaginez pe Adam, umblând pe pământ, era stăpânul a tot ceea ce crease Dumnezeu. A umblat ca un stăpân pe pământ până într-o zi, când diavolul a pătruns și l-a înșelat luându-i sceptrul stăpânirii. Știți ce a făcut diavolul? A zis, ascultați de mine, faceți ce vă spun eu. Și prin ascultare, Adam a încredințat sceptrul stăpânirii lui Satan. De aceea, Satan este prezentat ca stăpânitorul lumii acesteia, pentru că el a furat stăpânirea pe care Dumnezeu a dat-o copilului său, a furat-o de la Adam prin înșelăciune. Și Adam a pierdut și dintr-o dată, dintr-o dată, omul care trebuia să stăpânească a ajuns stăpânit. Stăpânit de păcat, stăpânit de pofte, stăpânit de neputințe și toate celelalte. Și dintr-o dată Adam, care umbla ca un fiu al lui Dumnezeu pe pământ, a început să umble ca un rob. Și uitați-vă în jur în lumea noastră câți oameni sunt robiți. Unii nu se pot lăsa de țigări, alții nu se pot lăsa de droguri, alții nu se pot lăsa de patim păcătoase, alții nu se pot lăsa de una și de alta. De ce? Pentru că sunt stăpâniți copil al lui Dumnezeu care ești astăzi prezent la poarta cerului. Să știi că Dumnezeu ți-a dat mare har. Ai un mare privilegiu să fii copil al lui Dumnezeu. Și privilegiul acesta, ca să fac o mică recapitulare, stă în faptul că Dumnezeu ți-a dat inteligență spirituală. Dumnezeu ți-a dat o relație specială cu El. Dumnezeu ți-a dat un drept de moștenire. Dumnezeu te-a pus să aparții unei familii, și asta contează nespus de mult, să nu mai suferi de criză de identitate, oprește-te pe loc, du-te la oglindă în seara asta și când te uiți acolo, nu sta doar să zici ce bine îmi stă urechea sau părul sau nu știu ce, stai în fața oglinzii și zi, tu ești copilul lui Dumnezeu. Prin urmare, tu nu te vei lăsa stăpânit nici de patim, nici de poftă, nici de păcat, pentru că tu ești copilul lui Dumnezeu. Vorbește cu tine însuți, fă mărturisirea aceasta și apoi începe să pășești în biruința pe care ți-o dă Domnul. Copil al Domnului de la poarta cerului, Dumnezeu așteaptă să se descopere fiul lui Dumnezeu. Și asta se poate astăzi, se poate mâine, se poate poi mâine. De aceea, Dragii mei, vă chem să trăim cum ne numim. Să umblăm în autoritatea pe care ne-o dă Domnul.